Salutare, prieteni, și bine ați venit! În episodul de astăzi vorbim despre noul Ford Ranger, conceptul Dacia 1300, ce ar face pe oricine să devină fan al brandului autohton și cum au reușit românii să sustragă motorină în valoare de 2 milioane de dolari de la baza militară de la Mihail Cogălnicianu. Am și o întrebare, unde au pus atâta motorină? O să afli în curând. Într-adevăr, iar suntem celebri pentru motivele nepotrivite, dar, hai să fim serioși, s-a scumpit motorina. Deci, merită să găsești o soluție. Merită să găsești o soluție, plus că un Touareg V10 TDI consumă cam mult. Cine știe, poate că băieții asta conduceau. S-ar putea să aibă un motiv întemeiat pentru care au furat motorina aia. Ce te faci când ai nevoie de motorină și guvernul american o lasă în cantități considerabile chiar lângă tine? O iei. Te folosești de prețiosul lichid așa cum a vrut bunul Dumnezeu. Se pare că începând din 2017, o grupare infracțională bine organizată a sustras combustibil din generatoarele, atenție, din generatoarele ce deservesc anumite zone din baza militară americană de la Mihail Cogălnicianu. Făptașii nu au mers și au furat pur și simplu tone de motorină, așa cum credeai tu. Atenție, au fost și deștepți. Aveau un sistem bine pus la cale, astfel că din când în când mai ușurau rezervoarele de câte puțin diesel. Le băgau prin țevi, aveau ei conductele lor pe dedesubt și le... Nu știu, treaba lor. Dar ideea e că au reușit să rămână multă vreme neobservați. Furau puțin câte puțin. Ok, deci n-a fost dintr-o dată. N-a fost dintr-o dată. 7 persoane au fost și se pare că sunt audiate la DICOT. Persoana vătămată este guvernul federal al Statelor Unite ale Americii. Și da, au reclamat o daună de 2 milioane de dolari. Acum, mă iertați, dar acești români, primitivi așa din punctul de vedere al americanilor, au reușit să fure timp de 4 ani motorină în valoare de 2 milioane de dolari. E, oare noi chiar ar trebui să dormim liniștiți știind că americanii veghează în cazul unui război? Adică... Și că România era ferită de eventualitatea unui război. Acum... Exact. Adică eu cred că dacă am fi invadați, trebuie să ne trimitem spionii să le fure rușilor motorina din tancuri. Și cam asta este. Câștigăm războiile așa, băieți, fără violență. Noi doar furăm ce ne trebuie și gata. Pentru că altfel, cred că facem mai multă pagubă așa. Și dacă tot suntem la capitolul America, noul Ford Ranger vede lumina zilei. A patra generație a celebrului pickup și-a făcut apariția. Și deși este un model pentru piața internațională, pare mai americanizat decât oricând. Mini Ford F-150-ul pentru Europa și nu numai, arată mai îndrăzneț și mai high-tech decât oricând. Deși generația anterioară a avut și ea parte de succesul ei, pentru mine Ranger Raptor înseamnă două cuvinte. Bahamod. A fost o experiență incredibilă. Nu vă puteți imagina cât de repede poate să meargă acea mașină pe un teren accidentat. În sfârșit, este o mașină distractivă. Noul Ranger va avea la interior o tabletă imensă de 10 sau 12 inci, ce va găzdui sistemul Ford Sync 4, cred că e același pe care l-am văzut noi pe Ford Mach-E. Deci n-ar trebui să vă lăsați descurajați de marele ecran, pentru că este ușor de folosit. Arată și bine și se mișcă mult mai bine decât sistemele vechi de Ford. Asta așa este. Sub capotă, pentru că nu-i așa, ne interesează ce este acolo. Sub capotă, motorizări interesante. V6 3.0 diesel, 2.0 cu o singură turbină și două versiuni de putere și un 2.0 diesel biturbo. Deci 4 variante diesel și un singur benzinar 2.3 EcoBoost. 2.3 de 300 de cai ca pe Mustang sau... Nu știu exact, pentru că încă nu știm care sunt variantele de putere, dar interesant este că Ford colaborează pentru acest nou Ranger cu cei de la Volkswagen. Deci acel V6 3.0 poate să fie de pe Audi sau Volkswagen sau așa de parte, ceea ce nu-i rău. Exact. E un motor bun. Și destul de fiabil, știu. Exact. Și având în vedere că Ford a avut ceva probleme cu fiabilitatea generației 3 de Ranger, s-ar putea să fie un boost bine meritat. Pentru că, hai să fim serioși, mi se pare că Ranger-ul așa în această nouă generație arată bine și tot timpul arată bine. Și doar Ranger Raptor e și mai bine. Așa este, o să arate bombă, abia aștept.
Bahamod. Dar nu doar americanii știu să facă mașini frumoase, și noi putem să ne imaginăm mașini extrem de interesante, pentru că un tânăr designer de la Dacia, pe numele său Teodor Ioan Tănase, a stat și a lucrat zile întregi pentru a aduce virtual în fața noastră un concept de Dacia 1300 ce împrumută din designul modelului Bigster, de asemenea și el tot un prototip virtual. Modelul creat de român a înlocuit oglinzile tradiționale cu camere de luat vederi, iar cutia folosită este una automată. E o randare, dar are cutie automată. Păi nu, el a gândit totul. Adică dacă ar fi să fie pus în producție, a gândit totul. Din punctul meu de vedere, mi se pare că din față e un pic aglomerat designul, dar îmi place foarte mult cum arată din spate. Mi se pare că e foarte tare cum arată din spate. Mi-ar plăcea să văd așa ceva pe străzi, pentru că Dacia este un brand recunoscut în lume și ar trebui să ne mândrim cu asta. Și chiar în curând vom pune și noi un review pentru Duster Facelift. Vă invit să vă abonați ca să nu pierdeți nimic. Cu siguranță o să vă placă acel review. Și adică mi se pare că Dacia are nevoie de astfel de concepte, jucării, chestii din astea imaginative, pentru că trebuie să ne iubim și noi brandul cumva, nu? Și chiar acum, în timp ce filmam, am aflat că Suzuki a lansat noul SX Cross, care acum arată complet altfel. Nu știu dacă mai bine sau mai rău, dar cu siguranță e... cu siguranță e mai bine decât vechiul SX Cross, care arată ca o mașină care poartă aparat dentar, dar... Mi se pare puțin bătrânească mașina, acum parcă e mai up-to-date. Exact, e un pic mai up-to-date, așa. Ca motorizări, un 1.4 mild hybrid sistem pe 48V, ce va dezvolta 129 cai putere, fie tracțiune față, fie integrală, fie cutie automată, fie cutie manuală. Partea ciudățică este că, uitându-mă la pozele de la interior, mașina nu pare că s-a schimbat foarte mult. Pare același volan ca la vechiul SX4, același bord, doar cu o tabletă un pic mai mare. Nu pare că s-au schimbat prea multe chestii la interior, dar Suzuki e cea mai bogată companie din lume și cred că schimbările pe care le-a făcut în așa fel încât să atragă din nou oamenii în showroom. Au schimbat exteriorul, să vină lumea în showroom și aia e. Păi da, așa este, dar stai puțin că vorbim despre Forța Renault care se află în spate, dar la Suzuki cine să bage bani? Vreau să scot Dacia. Așa e. Plus că Suzuki face chestia asta așa iterativă, puțin câte puțin, și la motociclete. Deci pe GSX-S-ul care acum este în producție, este motorul de 1000 de centimetri cubi de pe Suzuki GSX-R-ul K5, care ești în 2007. Da, mai auzit de chestia asta. De da, de da, de da. Suzuki. Motoare super vechi, dar nu neapărat rele. Da, exact, nu neapărat rele. Plus că 1.4 ăsta mild hybrid care se află pe SX Cross-ul nou, la fel e un motor pe care ei l-au lansat, cred că de vreo câțiva ani, erau de vreo 3 ani, 4 ani, ceva de genul ăsta, l-am văzut și pe Vitara. Swift Sport. Ce mașină ai avut tu ia zi? Am avut și un Swift Sport o perioadă scurtă. Și cum a fost? Trecem peste. Mașina bună, dar modelul bun, dar mașina... Adică exact cea pe care o aveai tu nu era ce. Cât aveai consum? 16. Și de asemenea, acum în timp ce înregistram, am aflat că și-a făcut apariția și noul Niro. Kia Niro care acum arată super bine, nu? Cel puțin mai bine ca SX4. Cel puțin mai bine ca SX4 și cu siguranță arată mai bine decât vechea generație. Da, de acord. Era ciudățică, mi se pare că acum Kia Niro chiar o să arate super bine, abia aștept să o văd în realitate și abia aștept să o văd pe străzi. Kia a anunțat că vei putea cumpăra noul Niro, fie full electric, cum puteai cumpăra și vechiul Niro, fie full hybrid sau plug-in hybrid. Interesant este că dacă ții un hibrid sau plug-in hybrid, mașina are un mod de condus numit Green Zone Drive Mode, și anume, mașina... Când o ai cu sistem de propulsie hibrid, va trece automat în modul 100% electric când se află în jurul școlilor sau în jurul spitalelor ca să nu facă gălăgie, sau mașina va învăța care este casa ta și va propune ca pe acolo, pe lângă casa ta, în cartierul tău, să intre din nou în modul 100% electric. Sună la lucruri care nu o să se întâmple în România, care nu o să fie disponibile. Așa este, noi trebuie să așteptăm un pic mai mult până vin și chestiile interesante la noi. Dar mi se pare o chestie super
nu știu, oare are cineva nevoie de asta? Adică, ok, bun, înțeleg, pui mașina în modul electric în jurul școlilor ca să ce? Ca să nu te audă copiii când trec strada? Să nu-i sperii, cu cine știe ce motor ai putea avea. Da, 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 la Kia Niro știm că au fost V8-urile alea puternice. Dar oricum, dacă tot mă gândesc, cred că se aude mai tare sunetul fake de electric, da, care nu face decât motorul. Asta nu e un compliment. Dar fie că mașina ta este făcută în Italia, Franța, Corea sau în cine știe ce alt colț al lumii, cu siguranță mofturile ei vor ieși la suprafață la un moment dat, așa că haideți să vedem ce s-a mai întâmplat în atelierul Panda săptămâna aceasta. Bună seara de la atelierul Panda. Așa cum știți, aici este locul unde oamenii vin să-și facă singuri lucrările. De obicei sunt chestii la care se pricep, numai că uneori lucrările aparent simple dovedesc mult mai complicate decât ar trebui. Sigur, când vedem o astfel de siglă, ar trebui să ne așteptăm la multe lucruri, fără supărare al fiștilor. Știu că Selenia este o religie pentru voi, dar și anumite lucruri ar trebui să fie mai simple decât le face marca favorită. Întâmplarea face ca să mai avem o altă marcă celebră aici. Și atunci, haideți să vedem despre ce este vorba. Câți dintre voi nu știu cum să-și schimbe uleiul? Foarte puțin. Un bușon de ulei cât de simplu poate fi de desfăcut? Haideți să vedem. Uneori la Alfa este nevoie să sudezi efectiv o tubulară, numai puțin că am ars imaginea cu prea multă lumină. Așa. Efectiv a trebuit să sudăm o tubulară pe bușon pentru că altfel nu se deschidea. Avem aici o cheie dinamometrică de forță și o să încercăm în sfârșit să deschidem acest bușon. Haideți să vedem. Da. După 2 ore de chin, o sudură și o tubulară irosită, avem un bușon care în sfârșit poate fi desfăcut. Panda out. Cel mai nasol când lucrezi la o mașină sau la o motocicletă sau la orice altceva, e atunci când știi ce ai de făcut, dar nu poți să o faci, fie pentru că nu ai uneltele necesare, ceea ce este mega enervant, fie pentru că nu te lasă rugina sau vreun șurub încăpățânat. Deci rugina. Dacă nu poți să lucrezi pentru că pică rugina aia sau îți cade în ochi sau mai știu eu ce. Te trebuie altă mașină, nu știu. Asta e adevărul. Prieteni, acesta a fost clipul de săptămâna aceasta. Ne vedem săptămâna viitoare cu cele mai noi știri din lumea auto. Aveți grijă pe drumuri, pe asfalt uscat. Doamne ajută. Da, la revedere, lasă-i pe gata, pa.